Sâmbătă dimineața, Petrofola TV și Sport Total FM, care fiecare dată Liga a doua în actualitate, stimați telespectatori, dragi prieteni, radioascultătorii Sport Total FM, numai puțin de 6 jocuri din programul generos al rundei cu numărul 13 aici la Metropola TV și Sport Total FM. Distribuția voi este deja cunoscută, așa că am plăcerea să-l salut pe Robert. Te salut, Robert, bine ai revenit! Te salut, Ionel, bine te-am regăsit! Deci avem o etapă interesantă astăzi, să vedem dacă cerințele noastre de fiecare dată legate de goluri vor fi mai actuale în etapa care urmează. Multe meciuri interesante, 6 la număr aici la Metropola TV și Sport Total FM. Ne apropiem, Robert, încet, dar sigur, de finalul sezonului de toamnă. Să amintim că după această etapă vine din nou o pauză, ultima și în programul eșalonului secund, și va fi timp pentru echipele toate, de fapt, să se așeze bine lucrurile în perspectiva ultimilor etape de campionat care urmează în acest an. Da, într-adevăr, cum spune și tu, ne-a plăcut deja în pragul etapei a 13-a, a ligii a doua. Parte foarte, foarte interesante și astăzi. Din punctul meu de vedere, din partea pe care le vom urmări astăzi, avem două partide foarte echilibrate, în care va fi destul de greu să anticipăm deznodământul final. Și așa cum ne-am învățat, patru meciuri în care, cred că din punctul meu de vedere, nu se pune problema învingătorului, ci doar problema scorului final. Sunt partide în care, într-adevăr, decalajul de valoare de cele două echipe este destul de mare. Și aici pot să mă refer foarte scurt la partida dintre Metalul Globul și Dunărea Călăraș, partea de la, din Pantelimon, dintre Petrolul Ploiești și Dunărea Călăraș, scuze-mă, apoi partea dintre Metalul Globul, Dacia Unirea Brăila, întâlnirea de la Constanța, unde Ripensia Timișoara, din punctul meu de vedere, este favorit în fața jurilor în Unirea Constanța, și poate că anumiți oameni mă vor contrazice, dar cred că și Gloria Buzău va avea o misiune destul de facilă, în ciuda faptului că lițesc doi jucători foarte importanti. Cei mai importanti? Chică Roșu și Ciobanu. Doi jucători cu un acum se va vedea, Robert, dacă lotul pe care îl are la dispoziție experimentatul tehnician Cristi Pustai îi oferă alternative. Lipsesc principalii oameni de gol care au marcat împreună. Robert ne ajută, LPF2.ro. Da, dar au marcat, cred că, 70% din goluri, da, celor de la FC Buzău. Iată că l-au în avanposturi pe Colo, care este un jucător... L-au avansat, probabil că era un fel de mijlocaș. Da, probabil că astăzi, ținând cont de absențele celor doi... Au un număr 10 foarte bun pasor, că au acolo la mijlocul terenului un jucător care face foarte bine tranziția de la mijlocul terenului, mă refer la Alin Cristocea. Iată, care revine, că parcă etapa trecută nu a fost Alin Cristocea, da. Un mijlocaș cu cifre bune, inclusiv la capitolul marcatori. Mă bucur că revăd în primul 11 al echipei antrenate de Puștai și pe Alin Manea, un jucător care cu foarte multă experiență la nivelul eșalonului secund și una peste alta o echipă bună, în ciuda faptului că lipsesc aceste doi jucători foarte importanți pe plan ofensiv și banca de rezervă a celor de la Buzău e destul de generoasă, găsim jucători ca și Canda, deci jucători Kinga, Neacșu. Da, deci lotul arată destul de bine la FC Buzău, dar nu uităm, dragi prieteni, că astăzi este o zi importantă și din altă prismă, la o altă disciplină sportivă, volei de calitate, Robert și dragi prieteni, stimați telespectatori, stimați radioascultători, la Metropola TV, de la ora 17, o confruntare interesantă la nivel de vârf în campionatul feminin, CSU Voluntar, locul 3 la ora disputei, întâlnește campioana în exercițiu CSM Târgoviște, așadar volei de calitate în această după-amiază, v-am obișnuit de fiecare dată cu fotbalul, de Liga a treia, dar trecem că îl chestionăm pe Robert ce s-a întâmplat ieri la Constanța. Așadar, astăzi volei în continuare emisiunii noastre de la ora 17. CSU Voluntari, CSM Târgoviște, campioana contra formației care se află pe locul 3. Gruparea Ilfoveană va fi un spectacol garantat aici la Metropola TV. Așadar, nu-l menajăm pe Robert. După patru victorii consecutive, Dino Todoran cunoaște eșecul și Robert la scor 0-3 cu o puternică echipă a Farului 2 Constanța, formație care este pe primul loc. Da, într-adevăr. Iată că a venit și acest moment al primei înfrângeri. Adică știi, parcă sunt legate. Pierde prima echipă, pierde și a doua. No, prima echipă a avut o serie mult mai bună. Dar iată că după patru victorii foarte, foarte importante pentru acești tineri jucători, a venit această înfrângere. Oarecum o anticipam, să fim corecți, pentru că echipa, adică toți jucătorii, primul 11 pe care l-a aliniat Sorin Rădoi, pentru că este antrenorul principal al echipei secunde a celor de la Viitorul Constanța, acolo mai multe Farul Constanța, sunt jucători care se află pe lista înaintată către LPF, sunt jucători care sunt eligibili să joace în... Și care prin minute, Robert, de fiecare dată, de multe ori prin minute la prima echipă. Exact, prin minute, joacă, mai și unii dintre ei și marchează. O primă repriză echilibrată, care pot să spun că n-am fost deloc inferior celor de la,
de la Farul Constanța. De chiar și o bară, dacă nu greșesc, nu știu cine a șutat acolo, că am văzut și eu partida transmisă de cei de la Farul. Dacă marcau jucătorii lui Dinu Tudoran, cu siguranță soarta partidei poate că ar fi fost alta, nu? A repris la a doua, Robert? De fericire am început destul de greu, a venit jocul de prost, am și schimbat câteva jucători. Merloi a fost unul care a fost locuit la pauză, a fost cererea expresă a antrenorului Liviu Ciobotariu ca jucătorii care sunt din anturajul primei echipe să nu joace decât o repriză. Anticipam că vom avea o repriză secundă mai dificilă. S-a deschis scorul 1-0, apoi un penalti corect acordat 2-0. Într-o fază, undeva a jucat pe partea stângă, o acțiune de atac colectiv a celor de la Viitorul, 3-0, și astfel s-a scris istoria acestei partide. O partidă, am spus, cred că anticipam că va fi un meci greu, dar nu e un capăt de țară. Am întâlnit liderul acestei competiții, sunt câteva echipe foarte puternice în această serie. Mă refer la cei de la Farul Constanța, CSEA Fumațiu, chiar și Popești de Ordeniu, echipe importante, dar obiectivul nostru este accederea în primele patru și sunt convins că punctele pentru a ne atinge obiectivul vor fi la dispoziția noastră în partea ce urmează, iar dacă săptămâna viitoare, în exclusivitate și în direct pe Motor TV de la 14, vom avea o partidă foarte, foarte grea cu cei de la Popești de Ordeni. Revenim, Robert, după aproape o lună cu transmisii în direct de la Liga a 3-a, pentru că au fost partide în deplasare susținute de FC2 Voluntari. Sâmbătă viitoare de la ora 14, un test important la Voluntari cu SC Popești de Ordeni, echipă care se află și ea în căutarea unui loc pentru play-off, ca și formația pregătită de Dinu Tudoran. Facem o trecere și către echipa întâi, pentru că urmează pentru FC Voluntari un test de anvergură cu FCSB. Așadar, Robert, după două eșecuri consecutive, FC Voluntarii a cam fost nașul celor de la FCSB în ultimele sezoane. Să continue această tradiție? În toate sezoane, când ne aflăm în al șaptelea sezon de Liga 1, în toate sezoane în care FC Voluntarii a jucat, a reușit să obțină, în fiecare sezon a reușit să obțină punct sau puncte celor de la FCSB. Și sezonul trecut am înregistrat o victorie pe Pepul 3-2, la unde mi-aduc aminte undeva în statul campionatului. O partidă foarte grea, este clar că echipa oaspete pleacă favorită și m-am uitat puțin chiar pe tot programul acestei ultime etape a turului, etapa a 15-a ligii întâi, și pot să spun că din punctul meu de vedere, chiar dacă și noi jucăm pe propriul teren, orice punct sau victoria echipei gazde în această etapă va fi o surpriză. Pentru că, după cum a pornit această etapă, două victorii în deplasare de drept la limită, Gazmetan s-a impus la Chindia Târgoviște cu 1-0, acel rezultat și în disputa dintre FC Argeș și FC Botoșani. Mă uitam și văd, practic, și în toate celelalte șapte dispute, în celelalte șase dispute din cadrul etapei 15, în toate sunt favorite echipe oase. S-ar putea ca această ultimă etapă a turului să fie o etapă dominată puternic de câte oaspeți. Sperăm ca noi să fim, cel puțin noi, FC Voluntari, să spargem aceste, să nu îndeplim aceste pronosticuri ale mele, dacă pot să spun așa, și să reușim să obținem un rezultat pozitiv. Pentru noi, rezultatul pozitiv este doar victoria. Ne place să spunem fiecare dată, FC Voluntari este echipă fără egal. Noi pragmatic, așa, ori victorie, ori eșec, cam așa joacă. Venim după Ciobotariu. Aș fi preferat să fie avut totuși un prim rezultat de egalitate, oarecum nedrept. În minutul 89 am pierdut partea cu CFR Cluj. Ne pare rău că totuși nu ne lamentăm niciodată, nu acuz arbitrajul, la totuși eu cred că în minutul 4 la Ion Gheorghe se putea acorda o lovitură de la 11 metri și altfel s-a discutat istoria acestei partide. Mă rog, acesta a fost, a trecut, vom vedea, ne raportăm doar la viitor. Și ora de Champions League, dragi prieteni, pentru această partidă atât de interesantă, FC Voluntari FCSB 21:30 mâine seară cu toți în fața televizoarelor, pentru că urmează un joc interesant, însă noi ne întoarcem la obiectul muncii noastre aici la Metropola TV și Sport Total FM, etapa cu numărul 13 care ne oferă alături de dumneavoastră 6 partide. Și la Liga a doua sunt atât de multe evenimente și chiar vorbeam în cursul acestei dimineți cu cei de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Robert, care îl anunță pe Eugen Trică, viitorul antrenor al formației FC Universitatea 1948 Craiova. Robert Eugen Trică, care s-a despărțit deloc amiabil cu formația craioveană și declara la acel moment că nu vă voi mai întoarce vreodată aici, așa cum a făcut-o Nicolo Napoli de nu știu câte ori. Iată că surpriza vine de această dată de la Eugen Trică, care, se spune, ar fi bătut palma cu FC Universitatea Craiova 1948. Eugen Trică este, îl vom vedea la lucru în partida de la Miercurea Ciuc, de unde vom avea imagini, este pe banca celor de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Pentru ultima oară, se spune Robert, el imediat după joc va intra în pâine la formația craioveană, dacă toate indiciile duc către acest lucru. Recunoscut și de Adrian Mititelu Junior, cel care asigură, nu, conducerea formației din Craiova.
Așadar, Eugen Trică lasă din nou Liga a doua și se întoarce în primul eșalon la FC Universitatea Craiova 1948. Ar putea să fie o informație pe care a dat-o în premieră, deocamdată eu nu am regăsit-o pe site-urile de sport din România. Nu, aseară era încă de aseară a circulat această variantă, confirmată pentru gsp.ro de Adrian Mititelu Junior. Eu l-am chestionat pe conducătorul celor de la Viitorul Pandorii Târgu Jiu, tocmai dorința, dragi prieteni, stimați telespectatori, dragi radioascultători Sport Total FM, de a vă oferi informații cât mai concrete, cât mai corecte. Și în dimineața acestei partide, chiar dacă nu oamenii își făceau, Robert, treburile pentru meciul de la Miercurea Ciuc, care este foarte, foarte interesant și se anunță foarte echilibrat, am reușit așa să obțin de la conducătorul celor de la Viitorul Pandorii ideea că dacă Eugen Trică a declarat că s-a înțeles cu formația craioveană, probabil că așa este. Păstra așa unde de mister, pentru că n-au peste doar câteva ore, am vorbit în cursul dimineții, meciul de la Miercurea Ciuc. Și, Robert, ca să intrăm așa în atmosferă, chiar la meciul ăsta să ne oprim. Primul, Cixereda, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, un joc care s-a anunțat extrem de echilibrat între două echipe bune, spun eu, ale întrecerii, chiar dacă, la acest moment, ele sunt situate, Robert, undeva pe locuri nu prea conforme cu ceea ce se întâmplă și cu dorințele de la început de campionat. Da, dacă Viitorul Pandurii Târgu Jiu se regăsește în acest moment undeva în coada clasamentului cu doar 14 puncte, într-adevăr, și aceste 14 puncte obținute în principal sub mandatul lui Trică, Cixereda Miercurea Ciuc, cea care a plecat dezastros în acest campionat, a reușit iar ușor să obțină rezultate pozitive, se află undeva la mijlocul clasamentului, 16 puncte înregistrate în primele 12 etape, o partidă care, indiferent dacă m-a rugat cineva să dau un pronostic, e foarte greu să anticipez, cred totuși că un ușor avantaj pentru echipa gazdă, în ciuda faptului că am văzut primul 11 al celor de la Cixereda Miercurea Ciuc și faptul că pe banca de rezerve am văzut jucători ca Jebari, ca Salvatore Marone, chiar Rodi Hernando. Dar, Robert, în timp ce noi vorbim, telespectatorii Metropola TV pot vedea și clasamentul. De unde plecăm, dragi prieteni, acum înaintea etapei cu numărul 13. Le mulțumim colegilor noștri din regie pentru clasament. Așadar, spuneai de banca de rezerve care arată bine la cei de la Cixereda. Dar te-aș întreba, Robert, ca și conducător acum, această veste venită la Viitorul Pandurii Târgu Jiu legată de antrenor, că el va pleca după câteva etape, va părăsi echipa să aibă așa un impact asupra jucătorilor? E clar că bine nu va cădea, e clar că jucătorii... Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că doar sub mandatul lui Trică a reușit să obțină rezultate pozitive. Pentru că să uităm ce start de campionat dezastros au avut cei de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, similar oricum aș putea spune cu cei de la Cixereda. Dar vom vedea. N-ai aflat numele noului antrenor, dacă tot... Păi nu, dacă ne gândim așa, nu, conducătorul celor de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, și evident, Robert, că urma meciul peste câteva ore, punctac, da, vom discuta despre ceea ce va urma după meciul de la Târgu Jiu. Nu m-ar mira că în această ordine, nu, Trică pleacă din nou la Craiova, deși spunea că nu mai are ce călca pe acolo. Mi-a plăcut, Robert, declarația lui Adrian Mititelu Junior, serios, adică ori are pe cineva prin preajmă, ori chiar s-a gândit bine, a analizat bine vorbele astea. Și, domnule, am făcut o nedreptate cu Eugen Trică când a plecat de la Craiova și acum încercăm să o reparăm, să oferim șansa de a antrena această echipă în Liga 1. Orică nu prea erau variante, eu vorbeam cu Ilie Poenaru, Robert, ieri la Ploiești, înaintea disputei cu cei de la Chindia, și analizam această plecare a lui Flaviu Stoican. Și spuneam amândoi, băi, cine mai vine la Craiova acum, la o echipă care a dat afară antrenorul după 3 etape, 4 etape, nici măcar o lună? Și rezultate în mare parte ar fi pozitive, dar totuși citeam și vreau să întăresc un lucru pe care l-am remarcat la Flaviu Stoican. Ce bine arată Petrov acolo, Robert. 33 de puncte, 5 puncte peste locul 2. Așa, are asigurate locul de baraj, și fel de pământ, deja este o diferență enormă față de locul 7, mai puțin 13 puncte. Dar să revenim totuși la situația lui Flaviu Stoican. N-am să uităm, eram președintele Consiliului de Administrație la FC Voluntar și după o serie de 5 partide în care obțineți decât un singur punct și 4 înfrângeri, am hotărât să ne strângem mâna. Și mi-a dus și repet lucrul acesta. Și era antrenor, că avea contract până la sfârșit sezonului, eram undeva prin luna octombrie, septembrie. Atât așa era toamnă ca Nu, eram undeva prin luna septembrie. Și îmi spun, Flaviu, stai să închidem, că e clar că nu, echipa nu merge, trebuie să facem un șoc la echipă. Și a spus, ok, hai să vedem cum ne înțelegem. Robert, te promet de înțeles, suntem în 28, mi-aduc aminte că acum, suntem în 28. Îmi plătești până la sfârșitul lunii, mai erau două zile. Da. Și am încheiat și am plecat. Da, rezonabil, adică. Acest, nu, vreau să spun, un om de un caracter extraordinar.
un om care putea să se agațe de contract, la același lucru cum se putea agăța și la, la Craiova, tot cu clauze de reziliere, cu tot. Nu, acest om a spus și tocmai de aceea eu cred că astfel de jucători, astfel de antrenori, astfel de caractere vor fi în continuare căutat. Eu nu vreau și nu dau nume, dar am avut antrenori, ca să nu sunt specimene la voluntari, care duceau echipa, tehnicieni, da, duceau echipa în poziții dezastroase în clasament, rezultate dezastroase și se agățau în era riscul, noi era doar de retrogradare deasupra noastră plana și ei nu vreau decât salariul până la sfârșitul anului, în cazul că îndeplinim obiectivul și primele de obiectiv și toate celelalte, chiar cei care aveau salariul cu un an, încă un an, și zic, fraților, și drept dovadă că acești antrenori, încă o dată spun, nu dau nume pentru că nu este corect. Dacă aud, înțelegeți. Acești antrenori nici nu mai sunt căutați, pentru că oricând mă întreabă pe mine un conducător și îmi spune, vreau o referință. Cum a fost la tine cu X? Îmi spun foarte clar, ai grijă cum faci contact, că sunt foarte, foarte... Eu nu spun să dai afară, e clar, niciodată. Eu, într-adevăr, cu situația lui Mititelu, ai rezultate bune la echipă, ai rezultate bune. Și dai acel antrenor afară pentru că tu te implici în activitate. Mă rog, s-a spus clar. Da, dar nu mi se pare corect. Dar în momentul în care tu, ca antrenor, vii pe o pantă negativă, obții 5-6 înfrângeri din 7 meciuri, vezi că echipa se afundă la retrogradare. Tu tot te ții de contractul acela când tu ai venit și ai dus echipa în această situație. Pentru că tu, dacă dai vina pe jucători, în momentul când ai venit, nu știi ce lot de jucători ai. Da, pentru că puțin au fost cazuri în care să spun, domne, am avut 6 jucători suspendați, 8 covidați, 9, nu știu ce s-a mai accidentat și așa. Nu, dar tu ai venit și ai venit lotul. Știi și ei ce ei. Nu, și completăm, Robert, și în condiții în care conducerea face eforturi ca totul aproape să fie la zi. Adică asigurându-ți mai toate condițiile necesare pentru a face rezultate și performanță. Că da, ai fost adus, da. Dar totuși nu pică bine. Asta vorbeam și cu Ilie Poenaru ieri dimineața la Ploiești. Să fii schimbat după o lună, spune finanțatorul că ai jucat cu nu știu cine acolo, că ai făcut. Este un semnal, Robert, clar de alarmă pentru fotbalul românesc. Și da, trică un fel de nebun, așa, cam ăsta este cuvântul. Un nebun frumos că se aruncă în această groapă cu lei, nu? La Craiova. Pentru că liniște, Robert, cu siguranță nu va fi. Dacă nu ai acolo, dacă ai pierdut un meci după ce ai câștigat 3, clar că lucrurile iar se vor întoarce, cine știe în ce manieră, împotriva ta. Dar Eugen Trică dă dovadă de curaj, să spunem așa, avea un loc călduț și probabil destul de bine plătit la Liga a doua, la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, că avem informații că acolo finanțatorul se implică și este chiar generos de foarte multe ori. Deci avea un loc călduț acolo la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, nu erau la promovare în acest sezon, poate că avea niște garanții că în stagiunea care urmează, cu anumite îmbunătățiri la nivel de lot, ar fi putut conta mai mult, era un loc călduț, stăteai bine acolo, Liga a doua, un salariu bunicel, când ne aducem aminte de Ilie Stampa la Brașov. Dar iată că această nebunie frumoasă te cheamă din nou la prima ligă, la o echipă unde, știu eu, nu prea ai viață ușoară, nici măcar noaptea, da, păi ziua, sau nici măcar în zilele în care pregătești meciurile, da, păi la partidele de campionat. Așteptăm cu interes, așa, și poate îl și prinde pe Eugen Trică după finalul partidei de la Miercurea Ciuc. Vedem și în funcție de rezultat, Robert, că Eugen Trică cam așa procedează. Să trecem totuși la o altă partidă din programul zilei de astăzi, că avem destule de vorbit, adică sunt foarte multe meciuri interesante, atractive și merită să ne plecăm asupra. Am discutat telegrafic în startul acestei emisiuni de spate de la Buzău, dintre echipa gazdă și Uniunea. Deci, în mod normal, Gloria Buzău, pentru a-și securiza poziția în top 6, trebuie să învingă astăzi o echipă Unirea. Deci, o echipă incomodă, dar o echipă care, din punctul meu de vedere, a reușit să obțină rezultate bune, mai ales pe propriul teren. În deplasare, echipa de Jeană este oarecum datoare propriilor suporteri, nu are decât o singură victorie și două rezultate de egalitate. Iar eu sunt, ca să completez, Robert, sunt foarte, știu eu, atent. Dacă doi jucători atât de importanți pe partea ofensivă pentru FC Buzău, mă gândesc la golgeterul campionatului, Adrian Chicăroșă și Cristian Ciobanu, capitanul echipei și el cu cifre foarte bune la capitolul goluri, vor putea fi înlocuiți. Dacă cumva FC Buzău nu câștigă, replica celor de la Unirea Deji urmând să fie una substanțială, atunci ne vom pune întrebarea, iată ce înseamnă absența unuia sau a doi jucători din efect de bază, însă Robert are încredere că tehnicianul Cristi Pustai are soluții, l-a avansat pe Ecolo acolo, să vedem dacă Serge Ecolo va reuși să... 17 din cele 36 de goluri au fost marcate de cei doi, deci aproape jumătate din goluri, deci iată o pierdere importantă pentru cei de la
de la FC Buzău, dar și, v-am spus, și Unirea Deji, o echipă care se apără bine, o echipă care nu pierde la scor mare, de fiecare dată va fi o parte, nu va avea o parte cu goluri multe. Dar o parte cu goluri multe, cu siguranță, vom avea în Pantelimon. Întâlnirea dintre Temetalo Globul și Dacia Unirea Brăila, din punctul meu de vedere, va fi un adevărat festival de goluri pentru echipa gazdă, unde îi regăsim titular pe frații Herea. Deci, clar, deci de marcat marcăm, să vedem dacă primim, dacă sunt frații Herea pe teren, de marcat se marchează. Cu siguranță se va marca, văd, iată, o echipă foarte experimentată, puțin, doar vreau... Nu vreau lotul să... arată bine, noi, da. Noi am fost de acord amândoi, Robert, că lotul la Metalo Globus arată destul de bine. Nu vreau să fac munca corespondentului nostru din Pantelimon, dar nu pot să nu dau citire primul 11 și exceptând doi jucători sau trei maxim, eu cred că... Veți vedea numai jucători care poartă să joace oricând în Liga 1. George Gavrilaș îmi poartă jucători cu prezențe multe la Liga 1. Andrei Răuță, chiar dacă nu a jucat foarte mult la Liga 1, a prins-o și câteva sezoane și a semnat la câteva echipe importante. Și n-a luat cartonajul roșu în ultima perioadă. Da, exact, are deja doi recordmen. Andrei Sin. Sin, titular de această dată. Da, Lucian Cazan, câștigător la Cupa României cu fece voluntari. George Caramălău, drept un jucător de mai mult de Liga 2. Și el destul de experimentat, are câteva sezoane bune petrecute la Metalo. Cum este și Alexandru Lazar, un jucător iarăși experimentat la nivelul primelor două eșaloane. Claudiu și Ovidiu Herea, am spus. Claudiu Borțuneanu, un jucător împrumutat de fece voluntari, dar și el cu jocul la prima ligă. Darius Grosu, împrumutat de la Viitorul Hagi, și Andrei Pandele, un jucător tânăr foarte bun de Viitor, împrumutat de la FCSB. Iată ce echipă într-adevăr puternică au cei de la Metalo. Cred că și banca, Robert, arată destul de bine. Da, are soluții, nu? Pe bancă întâlnim un jucător ca Daniel Lung, Liviu Mihai, Alexandru Enache, cel care a plecat ca din pușcă în acest sezon, Negoiescu, împrumutat de la UTA, Plumbuitul, acest tânăr de foarte mare... Promutat de la Gaz Metan. Da, venit de la... Dacogetica l-a transferat la Gaz Metan, iar acum el este împrumutat de Gaz Metan Mediaș la formația din Pantelimon. Și, într-adevăr, și remarc apariția în poarta celor de la Dacia Unirea Brăila, nefericitului Cristian Andrei. Care și iată, Robert, dacă n-ai voie te întrerup, le mulțumim celor de la Unirea Slobozia. Din nou, avem imagini de la Iași furnizate de formația vizitatoare. Robert, au plecat, o să ajungem și la această partidă. Au plecat cei de la Slobozia cu toate armele în bagaje, în încercarea de a obține trei puncte esențiale în demersul de a intra în play-off. Ne spunea Adi Mihalcea săptămâna trecută că este vorba de un meci de 6 puncte. Gazonul arată bine, avem imagini de bună calitate, avem și corespondent de bună calitate, toate atributele pentru un meci spectaculos la Iași între Politehnica și Unirea Slobozia. Da, într-adevăr, Politehnica și Unirea Slobozia este al doilea meci echilibrat al zilei, după partida dintre Cixereda și Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Totuși, Politehnica Iași vine după niște rezultate catastrofale pe propriul teren. Da, acasă o singură victorie, cea cu Unitatea Cluj, dacă nu mă înșel, și numai puțin de 4 înfrângeri pe propria arenă. Unirea Slobozia încearcă un ușor reviniment. Este pe poziția a 7-a în clasament în acest moment. Deci 3 puncte, Robert, ar fi astăzi uriași, ar fi aocurat pentru Slobozia. Practic a reușit să egaleze pe cei de la CSEA Steaua. CSEA Steaua, care, într-adevăr, și ei sunt într-o cădere neașteptată pentru mine, dar aduți aminte că în urmă cu 4 ediții vorbeam aici și mă întrebai ce va face CSEA Steaua și cred că n-ai uitat din acest... și tu spuneai, va putea să câștige toate meciurile. Mi-am spus, vezi, s-ar putea să nu câștige niciunul dintre ele. Și până la urmă, până în acest moment, cei de la CSEA Steaua, practic, odată cu acel rezultat de egalitate pe care l-au avut cu Astra Ploiești pe propriul teren, cu Astra la Giurgiu, scuză-mă. Gol din corner, Andrei Zaharia. Echipa a înregistrat o înfrângere pe propriul teren, nu, un rezultat de egalitate pe propriul teren cu Concordia Chiajna, o înfrângere clară în deplasare de la Petrolul Ploiești și programul, într-adevăr, este foarte greu până la sfârșitul acestui sezon, până la sfârșitul acest meciul care s-a jucat în 2021, urmează să întâlnească astăzi pe Hermașad, apoi pe propriul teren vor primi pe cei de la Universitatea Cluj, o deplasare, hai să spun puțin, oarecum accesibilă la Timișoara, pentru că Politehnica Timișoara clar este într-o oarecare cădere, pentru ca pe 4 decembrie, în ultima etapă a sezonului din 2021, să întâlnească pe propriul teren pe FC Buzău. Eu de-abia aștept această etapă, această ultimă etapă, pentru că, exact cum vă spuneam, așa a fost în perecherea
practic vom avea întâlniri cum sunt Petrolul Ploiești, Universitatea Clujii, CSEA Steaua, FC Buzău și Concordia Chiaj, dar Hermașta. Deci practic cele șase echipe care în acest moment păreau, acest grup care părea oarecum intangibil la un moment dat, se vor întâlni practic într-o adevărată etapă de play-off pe 4 decembrie. Dar Robert, până mai completăm seria partidelor pe care le urmărim împreună la Metropola TV și Sport Total FM de la ora 11, îți aduce aminte că la emisiunea trecută, la un moment dat, dialogul cu Daniel Oprița s-a întrerupt. M-a sunat Daniel Oprița după emisiune și îmi spune: Ionel, văd că și prietenul tău, Robert, și toată lumea este alarmată de ce se asteaua, că văd titluri, criză. Care criză, zice? Noi suntem pe loc de play-off. Obiectivul meu, trasat prin contractul pe care îl avem cu ce se asteaua, este salvarea de la retrogradare. Toată lumea se miră de ce se asteaua, ceva de genul ăsta. Și să vă spun, vorbiți de niște bani. Păi vă spun eu, Concordia Chiaj a jucat cu noi pe o primă de 1000 de euro. La CSEA Steaua nu sunt salarii așa cum le vede toată lumea. Care e criză? Zice, toată lumea, criză. Tocmai de aceea îmi spunea Oprița că n-am făcut achiziții, pentru că neavând drept de promovare, eu am garantat că mă descurc cu acest lot să rămân în Liga a doua. Da, pertinentă până la un punct poziția lui. Nu, dar mie mi-a plăcut, adică Robert, și eleganța antrenorului, pentru că s-a întrerupt, din păcate, dialogul cu el, era pe drum, și apoi m-a sunat, știind că s-a terminat emisiunea, și aș vrea să reglăm niște lucruri totuși, și așa, amical, nu de altă natură. Și zice, am văzut că și Robert e alarmat, criză la Steaua, care criză? Da, bă, nu, eu cred că... Suntem pe loc de play-off? Atâta timp cât porți numele de Steaua. Că ești, că nu e Steaua, nu e problema noastră, e problema juriștilor. Nici ei n-au lămurit. Da, nici ei n-au nu o să știe nimeni niciodată. Bă, cât e Steaua, cât poți numele de Steaua, nu ai cum, indiferent ce face, trebuie să obții rezultat. Dar, în același timp, corect ce a spus și Daniel Oprița, mai mult decât corect, lotul pe care, jucătorii pe care a dus, sunt jucători pe care îi cunoștea, mare parte a antrenat și în timpul mandatului de la Juventus și a reușit-o pe o calificare fanfare pe prima poziție. Ai venit și tu, Robert, cu niște precizări foarte, foarte ok. Peste jucători ăștia, chiar dacă au calitate, au mai trecut peste 4 ani, adică nu mai poți să ai randamentul de atunci și acum, nu? Este clar că lotul de jucători, acela de acestea Steaua, indiferent ce spune Oprița, este un lot pentru primele șase poziții. Asta este clar. Indubitabil. Acum nu să nu caut un alibi. Dar în același timp să-i dăm dreptate și lui Daniel, care e unul dintre un antrenor pe care îi simpatizez, un antrenor cu un caracter extraordinar, deci un antrenor chiar bun, crede-mă. Trecut și pe la FC Voluntari. A trecut pe la FC Voluntari, deci nu în afară de faptul că a trecut pe la... Nu, adică îl știi pentru că ai și lucrat cu el. Îl știu că am lucrat cu el, un băiat de caracter. Totuși, nici nu și-a adus câteva vârfuri, dar nu vorbesc de vârf de atac, câteva jucători, dar trebuie să exponențiază, spune, uite, jucătorul să va face diferența la Liga a doua. Dar, în același timp, marea majoritate a jucătorilor care iar sunt jucători experimentați, jucători buni, jucători cu potențial, care dacă ai băgat puțin curent în ei sau profitând de o anumită conjunctură favorabilă, echipa aceasta poate să claseze pe un loc de care să-i asigure promovarea de la meciul la Baraj. Dar ăsta este obiectivul așa asumat, nu prin contract. În contract ai văzut, eu nu știu, antrenorul a reușit să strecoare chestia asta, salvarea de la retrogradare. Evident că ei având un lot bun și stabilitate, chiar dacă nu vorbim poate de salarii, avem de unde să știm, dar ne luăm după Oprița, că nu sunt salarii poate ca la alte echipe de Liga a doua. Și îți aduc aminte, Robert, ce spunea Ioan Mărginean de Ilie Stan, de exemplu. La Brașov era chiar generoasă treaba la capitolul salariu. Dar Daniel Oprița a punctat și el, zice Ionel, au trecut peste jucători ăștia câțiva ani. N-am făcut niște achiziții spectaculoase, iar remarca mea de bună calitate, mă laud și eu acum, zic, da, Daniel, dar uite, la tine dacă nu marchează Chipirliu, unde e Buhăescu, unde este Huiban, și da, și eu le-am spus. Adică stăm cu toții doar în baza lui Chipirliu, că nu poate marca ăla meci de meci, nu? Apropo de atacanți, oameni cu mare experiență, Huiban și Buhăescu, bine, ultimul vine după o accidentare. Poate cine știe, Robert, ne răspund astăzi pe gazon, pentru că partida de la Sibiu, ne vom referi și la asta, cu mare emoție au traversat Marius Moldărășanu și jucătorii săi ultimele rezultate. Vom vedea în această după-amiază. Dar noi totuși, pentru că mai avem puțină vreme până la ora oficială, să mai trecem în revistă jocurile pe care le urmărim acum, că de asta de la Sibiu avem timp. Am discutat, iar practic ultima parte care se desfășura de la ora 11, ce se întâlnea de la Constanța, unde Unirea Constanța, tânăra echipă Unirea Constanța, această echipă de cadeți, spun eu, sau de juniori, întâlnește mult mai experimentată Ripensia Timișoara, o echipă care se află în căutări permanente. Practic am învățat cu cei de la Ripensia Timișoara. Dar spuneai tu, mai experimentat, Ripensia Timișoara, cel mai în vârstă jucător, are 26 de ani. Adică și la Ripensia accentul se pune pe tinerețe, pentru că nici acolo nu te dau bani afară din casă, se știe că este un investitor privat. A venit Florin Fabian să prepună, să spunem așa, echipa pe linia de plutire. Ripensia este o echipă tânără, în general. Adică ei n-au jucători cu mare experiență competițională. Da, într-adevăr, dar totuși au niște nume cât de cât interesante. Capitanul lor,
Stefan Coubali, mai e un Denis Golda, un atacant care mie îmi place. Chiar am discutat cu un cunoscător de al fotbal la nivelul șalonului secund și nu era foarte încântat acest Denis Golda. Mie îmi place Denis Golda. Eu cred da, că și am văzut că el marchează, ceea ce e mai important pentru jucător de atac. Au prezent astăzi doi jucători din Republica Moldova, e vorba de Valeriu Mațcrisis și Radu Roca, care sunt titulari. Revăd că a apărut în poartă Ionuț Rus, un portar împrumutat, dacă nu mă știu, de la CFR Cluj, un portar tânăr de 22 de ani. Și pe banca de rezervă, eu am așteptări foarte mulți de la acest Nemanja Sokovic. Mie mi-a plăcut de verificat acest jucător, acest vârf puternic, dar a trecut printr-o accidentare destul de urâtă, acum pare să-și fi revenit. Mi-aduc aminte că în prima etapă a debutat cu un gol și acest accident a fost schimbat la pauză, iar după aceea în ultimele două etape a intrat pe parcursul meciurilor. Din punctul meu de vedere, este o partidă în care echipa oaspete se va impune. Ei va fi greu totuși pentru Unirea Constanța. De adevăr, elanul acesta, munca pe care o face o strizuie de apreciat, de rezultate pe care o să se-l obțină pentru această echipă. Dar totuși eu cred că nu va putea să țină cu actualul lot, chiar dacă se află pe poziția 17, dar au trei echipe, practic echipele cu probleme sunt sub Unirea Constanța, mă refer la Dunărea Călărași fără victorie în acest campionat, identic ca și Dacia Unirea Brăila. Care are o misiune aproape imposibilă, zic eu, la Ploiești, de la ora 12:30, da. Cu un nou antrenor, Robert Virgil Bogatu, al treilea tehnician în acest sezon pentru Dunărea Călărași. În schimb, am văzut aseară la Ploiești, Robert, la nivel de autocar, cred că stă mai bine ca petrolul, Dunărea Călărași, și am văzut echipa când a sosit pentru partida de astăzi, un autocar de lux aveau cei de la Dunărea Călărași. E mai greu cu jucători, e mai greu cu punctele, că restul... Da, nu, va fi e aproape imposibil din punctul meu de vedere pentru Dunărea Călărași să pudea o replică cu celor de la... Da, uite, eu am fost ieri la conferința de presă premergătoare partide și Nicolae Constantin avea mare dreptate, zice, să nu uităm că ne-a închinuit cu Astra, că n-am vorbit Robert după aceea. Dacă Astra nu îl pierdea pe acel jucător, Petrol avea viață grea. Chiar nu știu dacă câștiga până la urmă la Giurgiu. Până la urmă a făcut-o câștigând prin minutul 80 și ceva cu golul lui Darius Boia cu capul. Și spunea Nicolae Constantin, a închinuit cu Astra și trebuie să fim foarte atenți și la partida cu Dunărea Călărași. O echipă la fel, tânără în acest moment, care chiar nu are ce pierde, Robert. Adică... E tot și e foarte... Da, e diferență clară de valoare. Dacă practic între ocupanta... locul întâi, Petrolul Ploieștea, care are un parcurs de metronom, 11 victorii, 12 partide, 33 de puncte, doar 3 goluri primite, și întâlnește pe cei de la Dunărea Călărași, nici o victorie în primele 12 partide, doar 8 goluri, măcar de care 3 în prima etapă, dacă nu mă înșel. Hai să vedem noi, Robert, la nivel de primă ligă se schimba antrenorul și vine cu un suflu nou. Să vedem ce aduce Virgil Bogatu la Dunărea Călărași, tehnician care era în curtea clubului, la centrul de copii și juniori, dar vreau să completez puțin mai devreme. Ripensia, Robert, o jumătate săptămână pe drumuri. Au venit cu trenul de la Timișoara la București, de la București la Constanța cu autocarul, după aceea din nou de la Constanța la București cu autocarul, iar cu trenul, vreo 4 zile sunt pe drum, săraci. Da, într-adevăr, ce să ai realitatea ligii a doua, n-ai sunt distanțele aceste de lungi, una de cele mai lungi deplasări pe care le-au cerut la Ripensia Timișoara, practic străbate țara de la vest la est. Dar cuvântul ăsta, charter, oare? Da, totuși un charter implică totuși niște costuri și destul de greu. Tot să plătești 7-8.000 de euro, să plătești numai pentru o astfel de cursă. Păi și două cazări, Robert, și astea, și trenul și alea, probabil că tot pe acolo te duce. Da, posibil. E fiecare. Da, își fac socotele în funcție de... Și știu cel mai bine ce. Dar iată, Robert și dragi prieteni, ce frumos! Imagini de bună calitate, terenuri bune, pentru că această perioadă este destul de cald afară și se vede și cum arată gazonul. Avem imagini pentru cei care ne urmăresc pe Metropola TV de la Iași, Politehnica Iași, Unirea Slobozia, respectiv de la Miercurea Ciuc, Cixereda, viitorul Pandurii Târgu Jiu, nu arată foarte bine terenul și în ambele cazuri, parcă te îmbie la joc, Robert. Nu, practic ne bucură că putem oferi telespectatorilor Metropola TV imagini de la cele mai echilibrate meciuri ale zilei, chiar dacă bănuiesc că nu vor fi meciuri în care să ne bucurăm de foarte multe goluri, vor fi meciuri echilibrate și faptul că putem să oferim imagini în direct, să putem vedea cele mai importante faze, pe mine mă bucură foarte mult acest lucru. Îmi pare rău că nu se rezolvă problema la Metaloglobus, nu vreau să supere de acolo, încă nu reușesc din punct de vedere al impactului mediatic să ne ofere partidele de pe propria arenă. Probabil că din sezonul viitor o să încercăm să transmitem pe aici pe Metropola TV pentru a promova și această echipă de, din punctul meu, importantă, o echipă privată, o echipă care merită, din punct de vedere sportiv, toate plăcerile noastre. Startând pe cele 5 stadioane unde se desfășoară astăzi meciul din cadrul etapei a 13-a ligii a doua,
Așteptăm încă statul la Buzău să fim corecți. Bineînțeles, nu s-a marcat pe niciun stadion. Sperăm ca în această etapă să vă putem oferi foarte multe, foarte multe goluri, foarte multe reușite, pentru că v-am spus, acesta este marea noastră ambiție, marea noastră plăcere, ca în cadrul acestei emisiuni să putem să relatăm marcarea cât mai multe goluri pe stadioanele eșalonului secund. Da, pe de altă parte, Robert și dragi prieteni, iată, avem imagini de foarte bună calitate, atât de la Iași cât și de la Miercurea Ciuc. Vom merge evident și la Buzău, pentru că cei de la Unirea transmit această partidă. Și iată, Robert, ce arene frumoase la Iași și la Cixereda și ce neplăcut este lipsa suporterilor, a fanilor. Și am înțeles totuși că în perioada imediat următoare s-ar putea reglementa din nou revenirea spectatorilor pe stadioane. Am văzut chiar de mâine, de luni, se anticipează ceva din acest punct de vedere. Era o discuție pe care a avut-o și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, după o ședință a Comitetului Executiv din această săptămână. Da, m-ar bucura să regăsim din nou suporteri pe arenele unde se desfășoară meciul la nivelul primelor trei eșaloane din fotbal românesc, pentru că fotbalul fără spectator, într-adevăr, pierde puțin din frumusețe, din spectacol. Jucătorii sunt altfel mobilizați când au simt în spate sute sau uneori mii de spectatori. Dar vom vedea. Acestea sunt decizii care se iau la nivel important și în cei care încearcă să gestioneze această perioadă de criză pe care o traversăm de când am intrat în această pandemie. Este decizia lor. Vom vedea ce hotărâre se va lua. Da, Robert, dragi prieteni, prima legătură în emisiunea noastră de astăzi, Metropola TV și Sport Total FM, este la Buzău. Să vedem dacă echipa locală se descurcă bine în confruntarea cu Unirea Deși, fără cei mai importanti jucători. Este vorba de Adrian Chicăroșe și capitanul Cristian Ciobanu, la fața locului, ca de fiecare dată, colegul nostru Florian Neculai. Te salutăm, Florian, bună ziua! Primele detalii de la această partidă care se anunță interesantă. Da, salutare de aici, din Crângul Buzăului. Într-adevăr, o partidă interesantă, nu neapărat prin prisma adversarului, ci a faptului că cei doi jucători de care ați menționat, Chicăroșe și Ciobanu Lipet, aș adăuga aici pe lista absenților și pe Radu Zanfir, tânărul fundaș provenit de la Dinamo. Să dăm repede citire echipelor, chiar în acest moment buzăienii se pregătesc să înceapă pe de-a lupturile de stat. Așadar, Unirea Deji, echipament alb-albastru, 39 în poartă, de la Dorian Răilean, 5 Mihai Cherichi, 4 Ionuț Rus, 15 Alin Burdet, 6 Marius Cătinean, Alex Militar, numărul 14, Denis Ros, 19, Florin Baș, 10, Prătineanu Ionuț, numărul 77, 17, Colian Angelo, 98, Mircea Manole. Aceștia sunt titularii celor de la Deji. Rezerve, 12, Kindriș, Claudiu pentru Portar, 27, Raul Pap, 22, Bogdan Vlad, 11, Alexandru Pop, 13, Cristian Chira, 99, Adrian Pop, 21, Daniel Pop și Patrick Popescu, numărul 7. Capitanul echipei este jucătorul Cătinean Marius, iar antrenor domnul profesor Militaru Dragoș. De partea cealaltă, în alb și roșu, FC Buzău, încep cu Relu Stoian, în premieră capitan în acest match. El este și unul dintre membrii selectului club al integralistilor de până acum din al doilea eșalon. Așadar, numărul 12, Relu Stoian, 21, Bogdan Oteliță, 4, Camil Victorski, 14, Lopez Varela, Tudor Oltean, numărul 16, Pablo Gaitan, 27, numărul 10, Ioan Paturcă, 8, Alin Cristocea, 22, Alex Munteanu, 10, Alin Manea, 70, mă spuneți, Alin Manea și 20, Malolo Ecolo. Rezerve pentru buzăieni, Cristian Avram, numărul 29, Daniel Vârstei, 6, Ciprian Petre, numărul 2, Sebastian Ghinga, 23, Geudon Candat, 11, 19, Toma Călin, numărul 9, Dumitru Rogac, 18, Ionuț Neacțiu, 25, Radu Zanfir, care se pare că este trecut pe lista de rezerve, dar nu cred că poate evolua. Capitan, cum spunea, Relu Stoian, antrenor, domnul profesor Cristian Puștai. Da, Florian, o partidă importantă pentru FC Buzău în demersul de pătrundere acolo, de rămânere în zona de play-off înainte de această întrerupere a campionatului. Spunea și Robert, o echipă ambițioasă, Unirea Deji, se anunță clar un meci de bună calitate și credem că, așa cum este și la Miercurea Ciuc și la Iași, terenul se prezintă în condiții bune, sunt premise pentru un joc spectaculos. Bine, da, sunt premise, terenul chiar arată foarte bine, nu avem ce reproșa, îngrijitorii își fac și auxiliarul își fac treaba foarte bine. De altfel s-a jucat aici în prima ligă, a jucat câteva meciuri Chindia, a jucat și pe CSB vreo două. Toată lumea a lăudat calitatea gazonului de la Buzău. Este într-adevăr și proaspăt remaniat, să zic așa. Da, premisele sunt bune. Două echipe bune, preocupate de fotbal, teren bun, vreme destul de frumoasă, bate puțin vântul, dar nu e problemă. Sunt premise într-adevăr pentru meci frumos.
Florian, mulțumim pentru primele amănunte. Ne vom întoarce, evident, la Buzău, pentru că, Robert, estimai că... Penalti Cixere Damircuiaciuc, minutul 7, lovitura de la 11 metri în întâlnirea dintre Cixere Damircuiaciuc și viitorul Pandurii Târgu Jiu. Să vedem faza. Poate o dăm pe un ecran mai larg, rugăm pe cei din regie să vedem această fază de atac a celor de la Cixereda. Iată că nu am reușit să vedem examul. Dar vom vedea penalti, Robert. Că este lovitura. Robert, cine va executa? Sofian Jebari, probabil. Nu, Sofian Jebari este rezervă astăzi. Petre Ivanovici îl vedem acolo la balonul, dar Petre Ivanovici, un jucător cu foarte multe echipe la nivelul... Da, Robert, că ai lucrat cu el. Marchează sau nu marchează Ivanovici? Tind să cred, iată, într-adevăr, lovitura la 11 metri foarte clară, tânărul Potam Eftimie îl faultează în suprafața de pedeapsă pe un atacant a celor de la Cixereda și vom vedea lovitura de la 11 metri, Petre Ivanovici în fața lui Eftimie, într-adevăr. Și cred că nu prea l-am văzut pe lista marcatorilor pe Ivanovici acum, de când a venit. Nu l-am văzut nici pe Petre Ivanovici să rateze lovitura la 11 metri. Să vedem acum. Cu mici rol drept va fi această execuție. Un jucător cu mare experiență, respectiv un portar tânăr. Să vedem ce va ieși din această fază. Petre Ivanovici, impecabil. 1-0, minutul 8. Cixere Damircuiaciuc, viitorul Pandurii Târgu Jiu. 1-0, Petre Ivanovici deschide scorul. Da, și oarecum am fi în grafic, Robert, pentru că spuneai, apreciăm împreună, de fapt, cei de la Cixereda alcătuiesc în continuare trupă puternică la nivelul eșalonului secund și parcă ne miram totuși că sunt cam departe de locurile de play-off. Iată că începutul acestei dispute le priește jucătorilor lui Vali Suciu, Petre Ivanovici. Iată că mai au și ei și numele de-astea mai ușor de pronunțate, Robert. Petre Ivanovici, marcator din penalti, execuție de calitate. Da, impecabil execuția lui Petre, știam un jucător foarte tehnic. Un jucător care bate bine astfel de faze și iată din minutul 8 primul gol al etapei l-am consemnat la Miercuiaciuc. Cixereda deschide scorul întâlnirea cu viitor Pandurii Târgu Jiu, una dintre cele mai echilibrate întâlniri ale rundei. Iată, în această partidă avem șansa să consemnăm primul gol. Aș fi așteptat cu siguranță primul gol să vină din Pantelimonul, de mă așteptam ca Metalul Globul să deschidă scorul, dar uite că n-a fost așa. O lovitură la 11 metri foarte bine executată. În continuare, pe celelalte patru stadioane unde se desfășoară meciuri din cadrul etapei a 13-a ligii a doua, rezultat alb 0-0. Dar, Robert, îți aduc aminte că brăilenii parcă încep bine jocurile în general, știi? Ei capotează mai târziu, așa, la început, această dorință, această exuberanță pe care o au jucătorii lui Florentin Petre și vreau să mai punctez ceva. Vorbeam în cursul dimineții de astăzi cu unul dintre conducătorii de la Dacia Unirea Brăila și spuneau cei de acolo că au apărut tot felul de zvonuri legate de plecarea lui Florentin Petre. Nici vorbă de așa ceva. Încrederea este maximă în continuare și iată o dovadă de realism, spuneau cei de la Dacia Unirea Brăila, că știau la ce se înhamă în acest context deloc favorabil, dar la fața locului revine la Metropola TV și Sport Total FM în Pantelimon, spun pe arena Metaloglobus Daniel Lazar, Metaloglobus Dacia Unirea Brăila. Te salutăm, bună ziua! Bine v-am regăsit, stimați telespectatori și radioascultători, aici de pe arena Metaloglobus. Suntem în minutul 9 al întâlnirii dintre Metaloglobus și Dacia Unirea Brăila. Tabela este în continuare neschimbată 0-0. Am asistat până acum la un joc de datonare între două formații care nu au creat nicio fază de poartă. Meciul de astăzi este unul interesant prin prisma clasamentului, pentru că echipa oaspete, echipa din Brăila, nu are nicio victorie, doar două remize și 10 înfrângeri în primele 12 etape. Ocupă ultimul loc în clasament, un gol averaj dezastruos, 4 goluri marcate, 37 primite și doar 2 puncte realizate, în vreme ce Metaloglobus București, locul 8 în clasament, cu 5 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri, are un gol averaj negativ, 15-16, un bun prilej astăzi probabil pentru echipa lui Nicolae Grigore să treacă pe plus în ceea ce privește gol averajul, 18 puncte pentru formația din Pantelimon. O echipă care anul trecut, ne aducem aminte, a fost la un pas de a intra în play-off-ul pentru accederea în prima ligă, dar în ultima etapă a fost învinsă chiar aici de Rapid București cu 4-2. Partida de aici, din Pantelimon, este arbitrată la centru de Valentin Naidin din turnul Măgurele, ajutat la cele două linii de Daniel Cristian Ilinca din Craiova și Daniela Constantinescu, tot din Craiova. Rezervă este Ovidiu Robu din Chitila, observator pentru arbitrii, doamna... Daniel, numai puțin, numai... Daniel, te rog frumos câteva secunde să anunțăm un nou gol în direct, Robert. 1-0, Unirea Slobozia deschide scorul la Politehnica Iași. Iată, 1-0 din minutul 12, echipa oaspete deschide scorul în una unei frumoase acțiuni colective de atac. Da, surpriză la Iași și Daniel Lazar conduce Unirea Slobozia, ne întoarcem în Pantelimon.
Da, aici nu s-a marcat, se găsim în minutul 10, aproape 11, în continuare 0-0, rămăsesem dator cu cei doi observatori, spuneam pentru arbitrii Fevronia Ion din Craiova. 1-0 și la Constanța deschide scorul echipa oaspete din Pensia. Te ascultăm, Daniel, dar anunțăm da, și golurile, și pentru că se anunță prima, o etapă interesantă, iată, la nivel de goluri marcate. Era cât pe acest să se înscrie și aici în Pantelimon, dar șutul lui Claudiu Herea de undeva de la 14 metri lateral stânga a șutat în diagonală, dar balonul a trecut pe lângă poarta echipei constanțene. Vrăilene, scuzați-mă, din Constanța este observatorul de... 1-1 la Cixere, dar Miercurea Ciuc egalează echipa Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Corg golurile, dragi prieteni. Daniel, te rog să încheiem acum, ca să ne mutăm repede pe un alt stadion, te rog, ultima frază. Da, rămânem să dăm formațiile la următoarea intervenție. Așa este, Daniel, pentru că vin foarte multe goluri și este îmbucurător pentru noi și pentru cei care ne urmăresc, atât pe Metropola TV cât și la Sport Total FM. Replică bună, Robert, a celor de la Viitorul Pandurii. Ia să vedem aici cine marchează, așadar este 1-1, o deschidere de pe partea stângă, în partea dreaptă, capitanul Ciprian Rus. Ciprian Rus restabilește egalitatea în minutul 13, iată două goluri în primele 13 minute, egalează echipa oaspete prin Ciprian Rus, iată la meciul de despărțire a lui Eugen Tică de pe banca echipei gorjene. Robert, fii de acord cu mine, execuție de atacant, preluare, șut în colțul lung. Eu cred că și portarul echipei Gazi, acum să nu fie rău. Iată, 2-0, 2-0 la Constanța pentru Ripensia Timișoara, festival de goluri, minutul 17, Unirea Constanța, Ripensia Timișoara, 2-0. Și l-am văzut pe Eugen Tică acolo, atenție, pe banca celor de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, pentru ultima oară Eugen Tică l-a felicitat pe Ciprian Rus. Colegii, să ne mutăm rapid și pe stadioanele unde s-a marcat, să avem de la fața locului primele reacții, așadar la Constanța, respectiv la Iași, chiar aș propune prima oară la Iași, pentru că este unul dintre cele mai importante meciuri pe care le urmărim. A debutat bine, Robert, această etapă, vin golurile, să sperăm că vom putea continua la același nivel. Iată, nu mai puțin de 5 goluri marcate în primul sfert de oră. Ne-am făcut norma. Altă dată să dea până la pauză și nu mă semnați. Sau până la final. Da, corect. Într-adevăr, iată, îmbucurător acest lucru. Mă bucură faptul că ambele echipe, că pe majoritatea stadionului se scriu. Sunt convins că va apărea goluri și la Buzău și la Metalul Globus, pentru că acolo sunt echipe cu mare potențial ofensiv. Da, spuneam că la Constanța se marca de două ori, au făcut-o oaspeții. Ionuț Coman, colegul și prietenul nostru, este la fața locului. Te salutăm, Ionuț, ești în direct la Metropola TV și Sport Total FM. Vă salut de la Constanța, de la Tekirgel, de aici, de pe micuta arenă, dacă se ochepă. Scorul este 2-0, într-adevăr, în favoarea oaspeților. A fost un debut de meci echilibrat, însă în doar două minute Timișorenii au reușit să marcheze două goluri. Deși nimic nu anunța acest lucru, primele 10 minute s-au spus fără ocazii la cele două porți. A venit însă minutul 11, când arbitrul centralul, Cristina Trandafir, a luat o decizie de neînțeles, un fault foarte dur comis de Golda asupra lui Ciuciulete într-o zonă neutră, să spunem, a fost un fault cu talpa direct pe tibia adversarului și însă centralul a preferat să arate doar cartonașul galben. Doar 3 minute mai târziu, în minutul 14, Mitrov a reușit un gol de senzație de la aproximativ 45 de metri, o minge trimisă aproape sub transversală. Portarul Udrea a fost surprins de această execuție perfectă a lui Mitrov și astfel s-a deschis scorul. Un minut mai târziu, Ernest Emanuel a profitat de greșeala lui Gogor și a reușit să înscrie al doilea gol. Două goluri așadar în doar două minute, care au rupt total echilibrul acestui meci. Un pic descumpăniți tinerii jucători de la Unire, însă mai este destul de jucat. E adevărat, Ripensia vine după o serie de rezultate bune, de fapt două rezultate bune consecutive, însă au la activ și acel egal de la Sibiu, astfel că sunt mai tupeiști timișorenii și mai experimentați, clar, iar acest lucru s-a văzut în acest prim sfert de oră de la Tekirgel. Ionuț, hai să dăm citire și celor două formații, după care ne mutăm la Iași și după aceea. Da, să vedem formațiile care astăzi au intrat din primul minut. Spuneam că Unirea, care este antrenată de Leonard Strizu,
Are o echipă foarte tânără cu Udrea în poartă, Carabela, Gogor, Bobaru și Șuteu pe linia de fund, Ciuciulete în fața fundașilor, Laurența Dărădean, Romeo Niță, Vlad Șerbănescu și Jerdea în linia de mijloc și atacant în pit, Chirițoiu. Sunt rezerve Mario Popescu, Mario Lăcătuș, Ștefan Favrositu, Victor Truc, Valentin Mitrache și Robert Tudor. V-am spus, este o echipă foarte tânără, aliniată de Leonard Strizu. De partea cealaltă, Ripensia, antrenată de Florin Fabian, a început cu Ionuț Rus, Mădălin Sturzu, Darius Constantin Piereanu, Raul Vidrășan, Radu Rogat, Valii Makritski, Zoran Mitrov, cel care a și deschis scorul, Denis Golda, Yuri Koulibaly, Emanuel Ernest, autorul celui de-al doilea gol, Cosmin Gladun, rezerve Constantin Moșarc, Cristian Pădurariu, Alexandru Pistor, Nemanja Sokovic, Mihai Ion, Răzvan Morariu, Gabriel Stoi și Robert Stoi, ca să spunem și capitanii celor două echipe, Laurențiu Ardelean la gazde și Radu Rogat la formația timișoreană. Se pare că va fi în continuare un meci încins, chiar dacă scorul este de 2-0 în favoarea celor de la Timișoara, pentru că gazdele n-au renunțat. Normal, mai sunt 70 de minute de joc și orice se poate întâmpla. Am văzut dese răsturnări de scor. Da, Ionuț, îți mulțumim pentru această primă intervenție. Ne vom muta și pe un alt stadion unde deja se a marcat. Îți mulțumim foarte mult, Ionuț. Vom reveni, evident, la Techirghiol pe parcursul derulării acestei partide. Cel puțin deocamdată ne întoarcem aici. Robert, 2 minute. Ernest Emanuel, jucătorul împrumutanu. De rapid, Larry Pensia marchează și acest Mitrov de la 45 de metri, ne spune Ionuț Coman, unde era Udrea cel care marca, Robert, îți aduce aminte, portarul, din poartă în poartă, într-o partidă cu FC2 Voluntari. Da, da, adevăr, o înfrângere între FC2 Voluntari cu cei de la, FCSB2. Mi-aduc aminte un gol care a fost preluat de către toate agențiile de presă, acea execuție superbă. O greșeală a portarului nostru în acel moment, o greșeală de plasament, dar da, nu mai contează. Practic așa a ajuns acest jucător să fie cunoscut. Iată, din nefericire, și încasează un astfel de gol de 45 de metri. Până la urmă, treaba portarului să apere, nu să marcheze. Din nefericire, 2-0 pentru echipa oaspete. Am anticipat acest lucru. Ți-am spus că, din punctul meu de vedere, va fi un meci... Deci, Robert, l-a prins călătoria cu trenul celor de la Ripensia. Da, din punctul meu de vedere, va fi un meci fără istoric. Chiar dacă ne spunea corespondul la fața lui, că echipa gază, bineînțeles, încearcă să refacă. Nu mai au nimic de pierdut, fie că pierd cu 2-0, fie că pierd cu 6-0. Da, Robert, dar asta este la echipele astea tine. Nu? Adică nu ai constanță foarte mare în rezultate și în evoluții, referindu-ne la numirea Constanța. Chiar dacă faci un meci bun, n-ai siguranța că etapa viitoare vei fi la același nivel. Tinerița jucătorilor duce la aceste sincope de evoluție și de scor. Fluctuații de evoluție, este normal, întâlnim acest lucru peste tot. Da, mergem pentru prima oară astăzi la Iași și avem plăcerea de a-l saluta pe Ovidiu Minea, care probabil nu este deloc încântat de felul în care arată tabela de marcaj. Te salutăm, Ovidiu, bună ziua! Bună dimineața tuturor! Nu trebuie să fie un încântat. Spectatorii care totuși sunt din anturajul echipei și au dreptul să asiste la acest meci sunt extrem de dezamăgiți. Este 0-1 din minutul 12, atunci când Bolohan a deschis scorul. Practic, jucătorul de la Unirea Slobozia a concretizat superioritatea ialomițenilor din startul meciului. O diferență clară de exprimare între cele două echipe. Acest lucru cred că se vede și în clasament, în timp ce Unirea Slobozia e la doar 3 puncte de play-off, 3 puncte în spatele celor de la Buzău și de la Steaua București. Poli Iași se uită mai mult cu îngrijorare spre subsolul clasamentului decât spre locurile din față. Iașul este la doar 5 puncte avans față de locul care duce la baraj. Ovidiu, spunea Dimihalcea săptămâna trecută aici la Metropola TV și Sport Total FM despre confruntarea pe care o vezi și tu, că este un meci de 6 puncte. Unirea, dacă câștigă astăzi, se apropie convingător de zona de play-off, în timp ce Iașul, din păcate, o echipă repetentă în mai toate meciurile de acasă, pare să confirme din nou acest aspect și azi.
Sincer, eu nici nu mă așteptam la altceva în condițiile în care Poli, în cele 5 meciuri precedente disputate pe teren propriu, a câștigat o singură dispută cu Cluj, în rest prestații neconvingătoare. Iașul e la zero în clasamentul adevărului pentru că a avut inspirația de a... E la zero înaintea acestui meci, va trece la minus 3 dacă va rămâne acest scor. A avut inspirația de a eficientiza toate disputele cu adversari modești din deplasare. Mă refer la Unirea Constanța, la Călăraș, au câștigat de 4 ori în deplasare și au reușit să recupereze punctele pierdute pe teren propriu. În schimb, exprimarea trupei pregătite de Costel Enache aici pe Emil Alexandrescu lasă de dorit și astăzi, la fel ca în multe alte rânduri. Hai să trecem la cele două echipe, Ovidiu, te rog. Exact asta voiam să-ți propun, dacă aveți timp. Polici a început cu Brânză, Onea, Ocan, Plămadă, Serediuc. La mijloc, închizători Chiorean și Târșa. În fața lor, Francis Cristea, Robert Asăvoaie și Ionuț Pelivan. Atacant Camara. O singură modificare față de distribuția din etapa precedentă de la Brăila, atunci când Iași a întrerupt o serie de 3 eșecuri consecutive și s-a impus cu 2-0, Pelivan i-a luat locul lui Corobuță. De partea cealaltă, la Unirea Slobozia, Adrian Mihalcea mizează pe Curău, Trașcu, Ghinu, Perju, Constantin Toma, capitanul echipei, Coadă, Matei, Bolohan, Răzvan Greu, Antonio Crucero și Afala. Arbitrii sunt Bogdan Dumitrache din București și prahovenii Ștefan Dumitrache și Duru Petre, primul din Palanca, al doilea din Bucov. Observator de arbitri este Ioan Silviu Veronel din Galați, iar de joc Adrian Petre din Buzău. Rezervă de arbitri Bogdan Jijie. Cam acestea sunt primele informații. Repet încă o dată scorul. 0-1 în partida dintre Politehnica Iași și Unirea Slobozia. Încă un element, Coadă, a fost avertizat în minutul 11. Ne vom întoarce, Ovidiu. Mulțumim foarte mult pentru aceste prime amănunte. Revenim aici în studioul Metropola TV. Robert, dacă ne uităm totuși pe cele două distribuții, rămânând la partida de la Iași și totuși, Costel Enache are la dispoziție un lot mai competitiv. Sincer, și noi care ne pricepem, ne lăudăm noi acum la Liga a doua, și ne uităm pe la Slobozia, nu știu dacă sare în ochi așa vreun jucător, Trașcu, Dinu, Toma, care e foarte vechi acolo, Coadă, Matei, Bolohan, probabil la prima s-a reușită în Liga a doua, băiatului Mugur Bolohan, Crucierul, care înseamnă ceva greu, Afalna. De cealaltă parte, Iașiul arată mult mai bine ca lot așa. Să fie și măestria Roberta antrenorului Adi Mihalcea, care a făcut așa o treabă, face o treabă foarte bună la Slobozia cu un lot necunoscut. Da, într-adevăr, remarcam încă din satul clasamentului, din satul acestui ediție de campionat, poziția lui Adi Mihalcea acolo. Doi, să nu uităm că Adi Mihalcea s-a salvat în minutul 90+3 al partidei de baraj cu cei de la Comuna Recea după un 0-2 în care nimeni deja o vedea deja virtual retrogradată pe echipa slobozeană. Iată că reușește la acest scor, să dezvine la acest scor, drept este că cei de la CSEA Steaua nu și-au desfășurat încă partida cu cei de la Herma, așa să treacă pe poziția a șasea în clasament. Total nescontat, Robert, să recunoaștem acum că la Slobozia, chiar dacă știi că aici erau niște probleme până vom merge la altă partidă între președinte și antrenor. Președintele vroia mai repede în play-off, antrenorul mai precaut. Stai că încă nu avem echipa pentru așa ceva, facem pași mici, încet, încet, așa. Da, corect, pentru că n-am să uit că după primele trei etape erau pe prima poziție, 9 puncte, gol avea 10-0 și... Toată lumea visa deja. Dar Mihalcea, Adi Mihalcea era, de fiecare, era foarte, foarte clar și foarte decent în declarație. Spunea să avem foarte mare grijă pentru că acesta e campionatul este lung, să nu ne vedem deja direct promovat. Se întâmplă, și am nu spun că este cazul celor de la Unirea Slobozia, Doamne ferește, dar se întâmplă mai ales acolo la cluburile care au conducători fără experiență sau acești... Nu realizează totuși că campionatul se desfășoară totuși pe cel puțin 3 anotimpuri. Și oricând poate să apară fluctuații de formă, oricând, și am făcut fac o paralelă cu ce s-a întâmplat la noi la Voluntari, aveam 6 victorii consecutive și deja erau oameni care mă sunau și spuneau, vă bateți la campionat, depinde despre ce preșteți. Da. Stați, domnule, liniștiți, încet. Stați cu minți că lucrurile oricând pot să iau o altă turnură. Dar îți aduce aminte, Robert, legat de Slobozia, că eu am zis că după acea perioadă, cam la mijlocul acestui tur de campionat, fără rezultate bune, când au început din nou să vină rezultatele, eu am zis că Unirea Slobozia va intra pe o pantă din nou ascendent. Și se pare că lucrurile chiar așa merg la Unirea acum sub comanda lui Adi Mihalcea. Da, mă bucură foarte mult. Sunt doar de echipele pe care o simpatizez în această ediție de campionat. Știți foarte bine acest lucru. La cât a sunat telefonul de la Ilie Lemnaru. Da, din fericire, stoi că acum este accentat pe o perioadă mai lungă.
dar revenind, mi-ar place ca și această echipă Unirea Slobozia să amenințe acest top 6 și să, de ce nu, lupta pentru accederea în play-off să fie din nou interesantă și echilibrată cum a fost sezonul trecut. Deci va fi aproape imposibil din punctul meu de vedere ca să mai avem 11 echipe cum erau la un dat în sezonul trecut, dar măcar 8 echipe se bată pentru primele 6 poziții. Dar este demn că făcând o paralelă cu sezonul trecut, oarecum clasamentul s-a cam rupt de data aceasta, pentru că într-adevăr avem o echipă pe Petrolul Ploiești care tind să cred că ușor evadează chiar de... Da, și dacă câștigă Roberta astăzi, probabil gata, locul de play-off e asigurat. O cursă solidară a celor de la Petrolul Ploiești în acest moment. Dar trebuie să uităm tot și pe programul meciurilor, dacă tot vorbeam de echipa de Ploieștiani, care până la sfârșitul anului, vorbesc doar se întâmplă până la sfârșitul anului, după această partidă, care cred că este oarecum la îndemână cu Dunărea Crăraș, urmează o triplă de foc pentru echipa ploieșteană, urmând să trească pe propriul teren pe Dunărea, pe Concordia Chiajna, apoi o deplasare foarte grea la Hermașa, urmând ca pe patru decime, cum spuneam, în etapa derbiului, să întâlnească pe propriul teren Universitatea Cluj. Deci vom vedea după aceste trei partide, dacă într-adevăr... Spectacol! Vom vedea într-adevăr unde se află elevii Lunae Constantin. În cazul în care vor ieși cu bine și nu vor pierde niciodată în aceste partide, este clar că își vor antama locul de play-off și de ce nu. Pentru că, un avans important și nu doar într-o promovare. Pentru că în play-off punctele nu se înjumătățesc, să iau un avans important pentru promovare și sincer m-ar bucura ca o echipă ca Petrolul Ploiești, o echipă de tradiție, o echipă cu suporte minunate, o echipă cu un stadion frumos, să promoveze în primul eșelon și practic ar fi și o răsplată, pentru că iată, timp de 3 ani de zile cei de la Veolia au investit enorm de mulți, undeva la 3 milioane de euro, nu sunt cifre neoficiale, dar acestea sunt cifrele corecte. Iată că data aceasta au tăiat foarte mult bugetul, investesc decât 500.000 de euro anual, câte am înțeles, în calitate de sponsor, nu mai sunt investitori. Iată că, până la urmă, nu banii fac totul și maestria unui antrenor, modul în care și-a construit acest lot, dacă s-a renunțat la acei jucători străini, acei mercenari, efectiv, care veneau doar să pe salarii colosale și nu demonstrau nimic pentru echipa petrolistă, o echipă petrolistă care niciodată nu a avut șanse să de promovare, pentru că mi-aduc aminte sezonul trecut, n-am uitat în play-off, în urmă cu două sezoane au fost singura echipă din grupul celor 6 care nu avea nicio șansă înaintea ultimei etape de promovare. Iată că de data aceasta se pune pe prima poziție. Cine ar fi crezut după ce echipa petrolistă pierdea în etapa a doua 1-0 metodul Globus și iar eu anticipam un nou an ratat pentru Petrolul Ploiești? Ei bine, n-a fost așa. Nae Constantin și elevii săi au reușit o cursă senzațională, mai puțin de 11 victorii consecutive și în acest moment Petrolul Ploiești a fost pe prima poziție cu 33 de puncte. Așa cum v-am obișnuit, dragi telespectatori, stimați radioascultători Sport Total FM, ne contrăm aici cu Robert. Constructiv este adevărat și trebuie să-l amendez în acest moment. Iată că în Pantelimon, Robert, 0-0. Iată că la Buzău, 0-0. Erau partide pe care le vedeai deja tranșate de la vestiare, Robert, dau încolo de treabă. Corect, adică... ai de partea, ne aflăm în minutul 29 în Pantelimon. Nu uita că cei de la Metalul Globus marchează pe final de meci și poate că marchează doar cu data asta, vor marca pe final de repriză. La Buzău anticipam o victorie a echipei. Nu am așteptat la un festival de gloruri, dar anticipam o victorie și anticipez încotro victoria echipei gazde. Da, și noi mergem la Buzău să aflăm de la fața locului. Florian Nicolai ne povestește. 30 de minute fără gol să conteze, Florian, atât de mult absențele lui Chică Roșă, respectiv Cristi Ciobanu? Da. Contează cele două absențe și se vede. În lipsa lor, se pare că principalul responsabil cu finalizarea fazelor ofensive a fi Patur, că acesta a avut o reluare cu capul alături de Vinclu, încă un șut foarte frumos de la distanță. Și Căstocea câteva acțiuni ofensive, dar cea mai mare ocazie a fost în 20 al lui Ecolo, o centrală foarte bună al lui Oteliță, de pe stânga, și Ecolo din Careu a reluat cu capul la lângă bară, dar a scos portarul. Oasteții se apără foarte bine și contraatacă, decât au avut două incursiuni foarte periculoase. Se joacă în continuare, așa cum am anticipat, un joc frumos. Da, oricum, punctele spuneam, iată că cei de la Slobozia conduc la ea și s-ar apropia convingător și de FC Buzău, dacă echipa lui Cristi Pustai nu va câștiga. Însă este foarte, foarte devreme, ne spui Florian Neculai, că jocul curge către poarta adversă. Să vedem dacă... Da, ocaziile mai clare sunt ale buzăinilor, într-adevăr, și mai numeroase, dar... Nu o să fie ușor. Nu o să fie ușor chiar deloc. Îți place și cum se exprimă Unirea Dej în aceste prime 30 de minute? Da, mie personal îmi place. E o echipă organizată, o echipă foarte muncitoare. Nu recurs la tacticile alea pe care le-am folosit cu astea, cu pauză, bubuit, minghie, etc.
Nu, echipe care chiar joacă fotbal și joacă un fotbal plăcut. Așadar, tu spuneai că na, la Buzău vine și FCSB-ul, dar iată că cei care conduc formația voastră, buzoiană, au apelat la echipamentul alb-roșu. Da, în continuare joacă cu alb-roșu, am postat și eu pe Facebook o știre și câteva poze și prietenii mei foarte amuzați. Au remarcat că acel alb de pe piept, dunga diagonală de pe tricouri, este încadrată de două deosebiri albastre. Ca să... Avem și un pic de albastru acolo, da? Da, da, da. Trebuie să uiți foarte atentă. Floriane, vom întoarce la Buzău, dacă până la finele acestei prime reprise se va întâmpla ceva pe tabela de marcaj. Revenim însă în studioul Metropola TV. Iată, Robert, ce frumoasă întâlnire. Cel mai tânăr antrenor din Liga a doua, Dragoș Militaru, împotriva profesorului Cristi Pusta, e un nume care nu mai are nevoie de altă prezentare. Corect, așa este, o întâlnire, iată, o întâlnire între generații, între doi antrenori, unul deja consacrat, unul care este, face primul pas în această meserie. Vreau să vă aduc cu această ocazie și pe prietenul meu Daniel Pancu, cel care îmi spune că ne urmărește și este alături de noi. Și el este un tânăr, nu mai este tânăr tehnician Pancu, este foarte conectat la ce se întâmplă la nivelul... Păi și aș adăuga, Daniel Pancu, care punctul l-am văzut și eu pe la televizor, spunea că până la urmă ar lua în calcul și o variantă la Liga a doua, la o echipă cu pretenții și sunt destule care se înscriu în această categorie, nu? Îl așteptăm pe Daniel Pancu să intre aici pe teritoriul nostru, deși clar, nu, Robert, dorințele sunt undeva la Liga 1. Eu cred că foarte curând veți auzi de Daniel Pancu că va prelua o echipă de Liga 1, dar mai multe nu dezvolim că nu este subiectul. N-avem voie în acest moment. Între timp, nu, ne-ai spus tu de Dino Todoran ce ai discutat atât de mult în câteva ore. Ne-ai spus așa doar ce ai vrut, da? Poate ne spui cu un alt prilej. N-am cum să... Știu că ar face deliciu celor care nervoze, dar nu pot să spun chiar absolut tot. Din nefericire. Uite, n-am fost noi inspirați că trebuia filmat acea întâlnire, Robert, și făceam aici un material frumos. Un fel de Big Brother, așa zic. Da, într-adevăr, iată, avem o lovitură liberă în minutul 33 pentru Csereda. Să știi, Robert, că mă uitam, cei de la Viitorul Pandurii după gol au dominat partidul, au avut încă două ocazii, l-am văzut pe Trică pe acolo ca un leu în cușcă, avea de împărți ceva cu arbitru ca de fiecare dată. O fi Petre Ivanovici acolo, să vedem. Nu, este păgal, dacă nu mă înșel, cel care vrea să execute. Până la urmă, atrage Ivanovici, dar prinde Eftime, a fost o schemă, au încercat să deruteze apărarea echipei gorjene, dar fără rezultat. Pentru 34, Csereda Miercurea-Ciuc, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 1-1. Și iată, dacă în primele 15 minute am avut o avalanșă de goluri, cea care practic nu ne lăsau pe corespondentul nostru de la Metalo Globu să-și încheie fraza, iată că după acele primele 15 minute au urmat 15 minute de secetă, oarecum obișnuită la nivelul Ligii a doua, fără goluri. Și este 2-1 pentru Csereda, să urmărim această fază, este 2-1 pentru Csereda Miercurea-Ciuc, de unde a plecat totul, iată, de la o intercepție undeva la mijlocul terenului. Și vom vedea această fază, iată, minutul 34, Csereda Miercurea-Ciuc reușește să reintre în avantaj. Iată o greșeală pe plan de o minge trimisă acasă de Core, respinge portarul Eftimie, iarăși intercepție. Și vom vedea ce se întâmplă. Iată o greșeală mare de tot, dacă nu mă înșel acolo este Loran Kovac și greșeală și a portarului este 2-1 din minutul 35. Loran Kovac este cel care marchează din minutul 35. Csereda Miercurea-Ciuc, Viitorul Pandurii. Dar unde fuge jucătorul, Robert? Dar iese din teren, se duce la copil. S-a duce la copil, o imagine frumoasă. Iată, vine și îmbrățișează copilul. În minutul 35, Csereda Miercurea-Ciuc, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 2-1, Loran Kovac marchează după a specula, practic, erori în lanț. Practic, ce a fost acolo, tot a plecat la o degajare al lui Eftim. Iată, E vorba de Core, dacă nu mă înșel, jucătorul cu numărul 2 greșește și zicea Kovac și nu iată 2-1 din minutul 30. Ne așteptam oricum la o partidă echilibrată și spectaculoasă la Miercurea-Ciuc între două echipe bune ale întreceri, chiar dacă nu cele două formații nu sunt în grupul protagonistelor. Iată că această partidă chiar se respectă. Avem și imagini de bună calitate, fotbalul este la el acasă. Au venit și golurile 3 la număr, deci aici suntem în regulă, Robert, la... Miercurea-Ciuc, formația gazdă se îndreaptă, măcar la prima repriză, către avantaj pe tabla de marcaj. Și noi spuneam că m-am uitat atent, cei de la Viitorul Pandurii au avut vreo două situații foarte bune. A încercat mai devreme Cipri Rus o execuție spectaculoasă, o foarfec de la 14 metri care era să-l surprindă pe portarul advers. Însă, iată, o greșeală speculată prompt și Csereda are din nou avantaj pe tabla de marcaj. Da, iată, Csereda reintră în avantaj. Mă surprinde și continui să spun acest lucru. Rezultatul din Pantelmon, în minutul 36, Metalo Globu, Zace, Unirea Băi la 0-0. Un rezultat, iarăși,
ușor surprinzător pentru unii, nu și pentru mine, care așteptam o astfel de evoluție a scorului la Iași, unde din minutul 11 echipa oaspete conduce cu 1-0 prin reușita semnată de Bolohan. Iată că după două goluri marcate rapid la Techirghiol, Ripensia Timișoara se pare că a luat piciorul de pe accelerație. El a dat postul acestui avantaj, Robert, convingător. Semnată de Mitrov și Ernest, numai două minute, iată, scorul rămâne cu 3-2 la rămâne. Iată, Robert, Ripensia se descurcă bine în deplasare. E impropriu spus, în derbiul Timișorean cu Politehnica câștigă, clar 3-1. Iată aici că prind minutele astea bune, iată, pentru Daniel Pancu, imagine de la Iași acum, da. Așa. În deplasare se descurcă bine, a fost mai greu acasă după venirea lui Florin Fabian, chiar partida trecută, prima lui traversată pe banca tehnică, acel derby timișorean, nu era Florin Fabian la echipă, era doar în tribune, atunci încerca să, de fapt, finalizase discuțiile cu cei de la Ripensia. Acum ar fi primul său joc în deplasare și cred că se îndreaptă către victorie, pentru că, iată, la adăpostul acestui 2-0. Însă nu le găbim, Robert, pentru că au mai fost partide în care cei de la Unirea, dacă marchează, intră și ei oarecum în grații de acestei partide. Vom vedea. Da, dar iată, o mare greșeală. Am văzut acolo raportarul Brânză, dacă nu mă înșel, iată, un gafior oarecum de profesie. Păi au schimbat portarul. Popescu nu mergea, l-au băgat pe Brânză, nici el nu e mare Brânză. Da, dar așa, mai l-am luat pe Axinte acolo, un portar. Care cam dispărut, Robert, din peisaj, care era un portar... Dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșel, este pe banca de rezerve acest Axinte. Da, stai că, uite, mergem totuși acum în Pantelimon. Cred că are timp Daniel Asta să ne spună ce se întâmplă. 0-0, Daniel, o replică curajoasă a Brăilei sau o evoluție mai puțin concludentă a celor de la Metaloglobus? Privind tabela, da, într-adevăr este 0-0, dar dacă în acest minut 37 tabela ar fi arătat 4-0 pentru Metaloglobus, nu ar fi fost absolut nimic nedrept, pentru că am asistat la 4 ocazii, una mai mare decât cealaltă. În minutul 16, Caramanou a șutat senzațional de la 40 de metri, balonul a prins pământul, portarul echipei Brăilene, Cristian Andrei, a respins în față și Claudiu Herea, singur, la 8 metri, a reluat peste poartă. În minutul 23, Pandele, lansat pe partea stângă, a șutat cu piciorul drept la colțul lung, milimetric pe lângă bară. 3 minute mai târziu, minutul 26, Ovidiu Herea scapă singur pe partea dreaptă, dar șutează în plasa laterală, pentru ca în minutul 33, același Ovidiu Herea să execute o lovitură liberă perpendicular pe poartă de la 20 de metri. Șutul a fost unul telefonat și portarul echipei Brăilene a reușit să respingă. Așadar, 4 ocazii, una mai mare decât cealaltă. Haideți să trecem repede în revistă și cele două formații care se confruntă astăzi, pentru că am rămas dator cu aceste informații. Începem cu oaspeții Dacia, Unirea Brăila în poartă, Cristian Andrei, la linia de fund Alexandru Pătlăcică, Andrei Paliu, Daniel Ciobanu și Mihai Șandru. La mijloc, Marius Cocârl, Rafael Sănescu, George Apostol și Valentin Robu. În atac, Gabriel Răducan și Patrick Petre. Patrick Petre, care este și capitanul de echipă și este fiul antrenorului principal al echipei Brăilene. L-am numit pe fostul dinamovist și internațional Florentin Petre. De partea cealaltă, Metaloglobus București a început jocul de astăzi cu George Gavrilașe în poartă, jucătorii în câmp Darius Grosu, Andrei Răuță, Lucian Cazan, George Caramarău, la mijloc Andrei Stin, Andrei Pandele, Alexandru Lazăr și Claudiu Borțoneanu, în atac frații Herea, Claudiu și Ovidiu, ultimul fiind și capitanul echipei din Pantelimon. Un joc care în primele 15 minute a fost relativ echilibrat, după care echipa gazdă a jucat minute în șir, bufundat și la linia de centru. Acum echipa din Brăila a reușit să restabilească puțin echilibrul în ceea ce privește dominarea, dar în continuare, minutul 39, 0-0 aici, după, așa cum spuneam, 4 mari ocazii ale echipei gazdă. Daniel, mulțumim foarte mult. Vom reveni imediat ce se marchează. Deocamdată suntem la capitolul oportunități de gol. Tabela de marcaj rămâne insensibilă. Să vedem și replica Brăilei. Cine știe, poate că Patrick Petre îți salvează tatăl. Ne vom întoarce la Metaloglobus. Așadar, Robert, 40 de minute fără gol. Ratează frații Herea, ratează fundașii și șut Caramalou de la 40 de metri. Ai reținut că a revenit între buturi Cristian Andrei. După o etapă de penitență așa, stau bine brăilenii. Da, într-adevăr, stau pe tabela de marcaj. Rezultat greu de anticipat pentru mine în acest moment. Mă așteptam la un festival de goluri, să fiu corect, în acest meci, pentru că echipa gazdă este o echipă care în momentul când prinde un adversar cu siguranță nu-l iartă, dar tot să nu uităm că totuși că și Dacia Unirea Brăila etapa trecută a dat o replică grea, o echipă, o replică bună în fața celor de la Politehnica Iași, o înfrângere cu 2-0.
în urmă cu 3 etape pe 2-0 tot cu Politehnica Timișoara, deci evoluții bune. Ne mutăm la Iași să vedem dacă Politehnica, sub comanda lui Costel Enache, găsește resurse pentru a egala până la pauză. Ce spui, Ovidiu, mine? Nu găsește resurse. Ești foarte sigur? 42, este minutul 42 și în continuare scorul este 0-1. O primă repriză în care s-a văzut un plus clar de partea oaspeților, care în minutul 30 a avut o oportunitate uriașă de a duce, de a marca din nou. Afalna a scăpat singur cu brânză, însă portarul gazdelor s-a opus șutului atacantului din Slobozia. Poli, apatică în atac, a trimis 4 șuturi în prima repriză, toate de la 25 de metri în sus, 30 de metri, 35 de metri. Nu are motorul de la mijloc, nu are soluții pentru a-l pune în valoare pe golgheterul Camara. Acesta se bate ca peștele pe uscat, sunt fel de fel de încercări anihilate, însă foarte, foarte lejer, de o trupă, Unirea Slobozia, care arată bine pentru Liga a doua. Dar, Ovidiu, uitându-mă pe lista de rezerve, parcă ar sta mai bine Politehnica acolo, îl regăsim pe Stoienac, pe Mărieș, pe Cristi Pușcaș, pe Dereti, nu? Foarte bună observație. De ce s-a ajuns aici? La meciul cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, precedentul de pe teren propriu, derulat în urmă cu două runde, Enache a mizat pe trupa de bază, așa, cu Pușcaș, cu Dereti, cu Stoienac. Atunci a fost o evoluție total dezamăgitoare și gorjenii s-au impus pe Emil Alexandrescu. Antrenorul Politehnicii a decis să dea o lecție senatorilor și a lăsat pe banca de rezerve la Brăila. Chiar dacă jocul a fost modest la Brăila, Poli a câștigat cu 2-0 și Enache a mers pe principiu, echipa câștigătoare nu se schimbă. O singură rocadă, așa cum am spus la precedenta intervenție, juniorul născut în 2003, Corobuță, i-a lăsat locul lui Pelivan. În rest, aceeași distribuție. Din păcate, acest principiu văd că nu este în folosul tehnicianului Ieșan. Încă o dată spun, Unirea conduce absolut pe merit un meci pe care l-a strunit, a dat așa senzația că nu are nicio emoție în a struni această parte. Ovidiu, mulțumim foarte mult, le vom întoarce după pauză. Poate Secu Camara găsește și de această dată. Va fi salvatorul Politehnicii. Așadar, Robert, Secu Camara e singura posibilitate pentru cei de la Politehnica. Chiar vroiam să-l mai necășesc un pic pe Ovidiu Mina să-i spun. Nu l-ați văzut acolo la Iași pe Afalna? De la Șomus Fălticien l-au luat Slobozia. Unde erați voi? Unde erau scouterii, Robert? De la Politehnica Iași. Poate ne trai și foarte bine că acesta e mare lucru care se înscrie, să îngropească un lot, să aducă un antrenor de talia lui Enache, pentru că, într-adevăr, pot să spun că piesa de rezistență la Iași este acest antrenor, într-adevăr, foarte, foarte bun. Mă surprinde pe mine, și acum chiar n-am reținut, dar cred cu siguranță că nu este, faptul că nu este inclus Istrate în lot, în da, lot. Iași. Da, într-adevăr, aștepta mai mult acest atacant, foarte puternic, un atacant tânăr, dar foarte puternic, îl știu bine pe Istrate, dar, mă rog, este decizia antrenorului, poate problemă de o accidentare sau ceva de genul acesta. Păi uite, Robert, cum arată banca. Axinte pentru postul de portar, Cană, Ștefan Cană, Dereti, Cristi Pușcaș, Mărieș, Stoienac, Iulian Alexandru Zaharia. Cred că la pauză face vreo 5 schimbări. Da. Pauză între timp la Techirghiol, Unirea Constanța, Ripensia Timișoara 0-2, scor stabilit în 2 minute, minute 12 și 14, au marcat Mitrov și Ernest pentru echipa oaspete. Ne aflăm în momente de prelungiri la Iași, unde Politehnica Iași este condusă de Unirea Slobozia cu 1-0, prin reușita semnată de Bolohan. În minutul 45 în Pantelmon, rezultat mai mult decât surprinzător, Metaloglobus, Dacia Unirea Băila 0-0. Minutul 46, ultimul minut de prelungiri la Miercurea Ciuc, Csíkszereda conduce cu 2-1 pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu, goluri marcate de Petre Ivanovici din lovitură de 11 metri și Loran Kovaș pentru echipa gazdă, respectiv Cipri Rus pentru oaspeți. O parte care a început puțin mai târziu la Buzău, minutul 42, FC Buzău, Unirea Deji 0-0. Da, avem două rezultate oarecum surprinzătoare, chiar dacă Unirea Deji arată bine, Robert, ne gândeam totuși că cei de la Buzău vor pune stăpânire pe joc. Probabil că așa și este, ca exprimare generală, însă iată tabela de marcaj 0-0. Și iată, Robert, ce înseamnă, nu, când zisesc doi jucători importanți. Cei mai importanți, de fapt. Dacă ar fi unul,
celălalt poate că ar pestompa. Dar dacă sunt amândoi oamenii responsabili cu golul, iată că FC Buzău nu găsește, cel puțin până la pauză, drumul către reușită. Într-adevăr, s-au dereglat puțin lucrurile, dar din păcate aceasta este situația. Pauză între timp și în Pantelimon, 0-0 Metalul Globus, Dacia Unirea Brăila, rezultat pe care nu l-aș fi anticipat sub nicio formă. Pauză între timp și la Iași și Politehnica Iași, Unirea Slobozia, 0-1. Pauză, urmează să consemnăm pauza și la Miercurea Ciuc, unde Csíkszereda conduce pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu cu 2-1. Practic, singura parte unde se mai joacă fotbal acum este la Buzău, unde echipa gazdă este la egalitate cu Unirea Dej în minutul 43. Un meci desfășurat în mare parte în nota de dominare a echipei gazdă, dar exact cum ne spunea și corespondentul nostru la fața locului, nu s-au consemnat foarte multe ocazii de gol în dreptul echipei gazdă. Și să nu uităm că după reluare vom avea, știu eu, și partida de la Ploiești, acolo unde Petrolul pleacă ca mare favorită în disputa cu cei de la Dunărea Călăraș. Însă exemplele de care Robert vorbea, dragi telespectatori, stimații radioascultători Sport Total FM, legate de scorurile albe de la Buzău, respectiv Pantelimon, Metalul Globus, Dacia Unirea Brăila, poate că îl fac și pe Robert să fie și el mai precaut înainte acestei dispute. Petrolul Dunărea Călăraș s-ar putea înscrie, Robert, pe aceleași coordonate sau aici chiar mergem clar pe mâna Petrolului, echipă care arată bine în acest moment. Da, bineînțeles că vei spune, da, uite, cum nu s-a marcat niciun gol. Cam asta, la asta mă gândeam. Dar nu, că e foarte mare diferența de valoare și, din păcate, această echipă, Dunărea Călăraș, chiar nu că cei de la Dacia Unirea ne-ar fi făcut mari surprize până acest moment. Dar crede-mă, cel puțin anticipez și vei vedea dacă așa este, o cădere totală a echipei călășene în repriza a doua. Pentru că echipa din Călăraș de cam în fiecare meci, în prima repriză, reușește să se agațe. Ține acolo un 0-0, poate un 0-1, dar repriza a doua după minutul 60, din nefericire, cred că sunt probleme mari, lacune mari din punct de vedere fizic pentru această echipă. Echipa a primit foarte multe goluri pe final de meci și mai ales în partea a doua, reprizei a doua. Ultimele secunde, nu la Buzău, în confruntarea din prima repriză, FC Buzău, formație pregătită de Cristi Pustai, cu Unirea Dej, antrenată de tânărul Dragoș Militaru. Este 0-0 și avem ultima intervenție în această primă repriză, chiar la Buzău. Florian, să parcurgem împreună ultimele secunde din prima repriză. Da, într-adevăr, în momentul în care am încetat legătura, aș mai menționa trei faze periculate. Mai întâi, Otelito, un șut foarte bun, puternic, din marginea careului mare, boxat de portar. Apoi cea mai mare ocazia Oasecilor pe contraatac, Manole trage din colțul careului mare și respinge spectaculos Florian. Și acum câteva secunde, sunt o ocazie a celui acolo, care se pare că e abonat la ocazii foarte mari. O centrare foarte bună de pe dreapta lui Oltean și acolo reia cu capul din careul mic din cădere, puțin peste vinclu. Dar încă n-am reușit să desfacem acest lacăță defensiv al formației Oasecilor. Poate după pauză. Vor veni golurile după pauză, nu, Florian? Pentru că mai în pauză... Îl văd pe Diodon Canda, care se antrenează de zor. Apropo de pauză, chiar în acest moment a fluierat la pauză 0. Așadar, pauză și la Buzău, pauză în toate 5 partide pe care le urmărim împreună, dragi prieteni, aici la Metropola TV și Sport Total FM. Luăm și noi binecuvenita pauză, ne vom întoarce alături de dumneavoastră imediat ce încep părțile secunde în cele 5 jocuri de care spuneam, apoi vom merge cu imagini pentru noi și cu informații pentru dumneavoastră și la Ploiești, Petrolul Dunărea Călăraș. Pauză, rămâneți alături de Metropola TV și Sport Total FM, revenim în scurt timp.